Bună seara, dragi prieteni! Suntem la o nouă ediție de Culart și în această seară suntem la Teatrul Evreiesc de Stat. Un templu al culturii, un templu al lucrului bine făcut și al lucrului frumos. Bună seara, maestre! Bună seara! Mă bucur foarte tare că suntem împreună în această seară și la început de an n-am apucat, dar vă spun acum la mulți ani. Cine sunteți? De unde veniți? Și ce faceți? Chiar, bună întrebare! Cine sunt? Sunt un biet rătăcitor pe scena vieții. Dar hai acum să vorbim serios. Sunt actor la Teatrul Evreiesc de Stat din București. Absolvent al Institutului de Teatru în secolul trecut, 1973. O promoție foarte bună. Aș aminti, așa, spicuiesc doar câteva nume din promoție. Olga Delea Mateescu, Geo Costiniu, Eugen Ungureanu, Mihai Mălai Mare, Petre Băcioiu, da. Actori importanți ai teatrului românesc. Trebuie să amintesc cu această ocazie că am avut profesori absolut remarcabili în Institutul de Teatru. Dem Rădulescu, o somitate. Somitate în tot ceea ce însemna arta actorului până la urmă. Arta actorului și un foarte mare pedagog. Așa este. Asta dacă tot am ajuns aici, aș vrea să vă întreb ceva. Da. Considerați că, și sunt convins că sunteți la zi cu tot ce se întâmplă în teatrul românesc și în mecanismele din spatele teatrului românesc. Considerați că astăzi mai sunt pedagogi, așa cum i-ați prins dumneavoastră pe maestru Dem Rădulescu și pe mulți alții pe care i-ați avut în facultate? Vedeți, aici e foarte mult de vorbit despre acest lucru. Părerea mea este că această meserie poate fi predată doar de un practician și nu de un teoretician. Am avut șansa enormă să întâlnesc în facultate mari actori ai Teatrului Românesc. Adevărați monștri sacri teatrului și da, ai actori, regizori, scenografi foarte buni. Da, erau. Deci, sigur că da. După cum v-am spus, este o profesie și nu o meserie. Așa este. Este o profesie, o vocație pe care o dobândești de la naștere. Dacă te-ai născut cu acest har, poți păși pe scenă. Eu mi-amintesc că primii pași pe scenă i-am făcut în anul 1965 la Teatrul Național din Iași. Ce pleiadă de actori erau acolo, ce oameni minunați, fenomenal. Am jucat alături, sau mă rog, impropriu spus, am jucat. Am stat alături de Miluță Gheorghiu timp de 200 și ceva de spectacole. Un alt nume mare al teatrului românesc. În 3 ani și ceva, aproape 4 ani cât am stat pe scena Teatrului Național din Iași. Fenomenal actor, iubit extraordinar de public. Formidabil actor. Ei, tot acolo m-am întâlnit, destinul a făcut să fiu alături și de un foarte important actor al Teatrului Românesc, Constantin Dinulescu. Acest actor m-a oprit odată pe culoarele teatrului și mi-a spus: ascultă-mă, nu dai la institut? Și eu de ce să dau? Aștept derogare. Ce derogare, mă? Vezi că se desfințează corp-ansamblu în care ești acum și rămâi pe drumuri. Imediat dai la institut. Și așa a fost să fie, ăsta a fost impulsul. Sigur, a fost un impuls foarte important. El mi-a dat un repertoriu, am ajuns la teatru, la Institutul de Teatru.
pretendenții deschideau ușa cu piciorul la Institutul de Teatru. Eu ziceam, eu am un provincial venit din fundul Moldovei, din Iași. Și am dat examen și am intrat. Dar ar trebui să vă spun un lucru foarte... O povestioară. O poveste mai hazlie. La Iași, Miliuțu Gheorghiu spune, măi băiete, măi, tu vrei să dai la institut? Da. Băi, schimbă-ți numele, băi băiete, băi, cu numele ăsta nu o să faci carieră. Călugărița, ce nume e ăsta, mă? Dar cum să-l schimb, maestre? Mănăstiri, băi! Și apropo, ia uite, băi, îți fac eu un bilet de recomandație către rectorul institutului. Pe vremea aceea nu era prorector. Rector era Antoniu, Costache Antoniu. Prorector era profesor, chiar profesor, viitorul meu profesor de clasă, George Demlogin. Îmi dă scrisoarea, ajung la facultate și portarul îmi spune, băi băiete, băi, am stat la el în gazdă, dar în gazdă, așa se zice, așa se spune atunci. Am stat o singură zi, pentru că ce credeți, avea ploșnițe, eu îi dădusem banii. Da, mă rog. Și zice, măi, eu banii nu pot să-i mai dau înapoi pentru că i-am cheltuit, dar îți fac cunoștință cu un profesor. Îmi face o cunoștință cu Adriana Piteșteanu. Adriana Piteșteanu mă vede într-o clasă sus, la unde-i Teatru Bulandra, era facultatea noastră de teatru, pe la etajul 4-5, nu mai țin minte, cu ochii pe fereastră, cu spatele spre mine, cu mâinile la spate. Zice, spune mai ce ai de spus. I-am spus ceva din repertoriul meu, zice, bine mai, n-am ce să-ți mai fac. Cred că o să intri. Dar ce monolog ai? Aveam un monolog din lungul drum al zilei către noapte, Onil. Zice, monologul nu-i bun, iei Esop. Esop? Până mâine îl înveți. Păi, dar nu poți să... Măi, tu vrei să fii actor? Vrei sau nu vrei? Ești obligat să înveți. Sigur că vreau, da? Am fost obligat, sigur, l-am învățat. Și îi spun, doamna, am o scrisoare de recomandare pentru domnul profesor George Demlogin. Ascultă, mai vrei să intri? Nu, eu da. Începem anul sesiunea de studii. Examen. Nu, începem. Am intrat. Am intrat și la difuzorul de la Cămin am auzit... că a încetat din viață marele actor Miluță Gheorghiu. Ajung la facultate, George Demlogin îmi spune, ce te faci, măi băiete, ți-a murit maestru. Am o scrisoare pentru dumneavoastră. O aduc, eu înmânez, nu o deschisesem. O desface. Ce credeți că scria acolo? Dragă Dem, îți trimit un băiet inimos. Dacă are talent să intre, dacă nu, nu. Și uite așa, se lăuda în Iași că m-a băgat la Institutul de Teatru. Bun. Mergem un pic mai departe cu perioada asta dumneavoastră de studenție și povesteați mai devreme de mari actori pe care i-ați avut și colegi la un moment dat și cu care chiar ați colaborat o perioadă. Cum vi se pare acum teatrul românesc față de cum îl știați dumneavoastră atunci, în primii ani de studenție și ulterior, după ce ați terminat Institutul de Teatru? Sigur, teatrul de-a lungul fiecare epoci este diferit. Nu mai putem spune că astăzi suntem la nivelul pe care îl practica marele Will Shakespeare. Da. Sigur. Că tot vorbeam mai devreme de el. Da. Mai înainte, pe vremea lui, femeile nu jucau. Nu. Erau travestii. Da. Numai bărbații. Numai bărbații jucau rolurile de femei. Da, mă rog, din păcate astăzi am văzut un spectacol în care rolurile bărbătești sunt interpretate de femei. De actrițe, da, și din păcate asta m-a deranjat foarte tare la un anumit spectacol. Dar mă rog, trecem peste asta. Ce m-ați întrebat, dacă este vreo diferență? Da. Nu e nicio diferență. Da. Nu este nicio diferență. Arta
actorului este aceeași. Trebuie să fii, să fii viu, să fii adevărat, să comunici cu publicul. Dacă există această relație între tine, acest fluid între tine și public, bun. Numai publicul te poate judeca. El este singurul profesor care îți dă notă de trecere. Așa este. Nu critica, nu, așa zis, colegi, nu. Sau cei care stau pe la colțul și da, sunt doar și niște... Nu. Și trebuie să vă spun, da, e o discuție importantă astăzi pe, în multe medii despre calitatea profesională a actorului de astăzi. Nu. România are actori talentați, a avut, are și va avea actori talentați. Ține minte lucrul ăsta. Așa este. Așa este. Suntem și un popor talentat. Da, suntem un popor cu har. Da. Din punctul ăsta de vedere. Dumnezeu. Și avem, avem vorba dumneavoastră, avem foarte mulți actori, chiar și din generația tânără care vine din spate, care sunt foarte buni și demonstrează lucrul ăsta în fiecare zi. Despre câțiva ani am predat și eu la... Vă rog, povestiți-ne cum a fost. De teatru, cum a fost la experiența ATC? Ca profesor? Din păcate, tinerii actori nu mai sunt interesați de vorbire. Și asta este cam trist. Primordial, esențial în teatru, să este vorbim. Cuvântul. Este cuvântul. Da, trebuie să... Avem foarte mare... Nici nu știu cum să spun să nu jignesc. Să avem o mare, mare grijă de modul în care frazăm, în care punem accentul în frază și pe cuvânt. Ortoepia. Da. O să vă pară ciudat. Ortoepia este o ramură foarte importantă în acest dialog dintre mine și public. Și public. Dacă un singur cuvânt am stâlcit, nu l-am rostit corect, pragul de audibilitate al ascultătorului, al spectatorului, scade de la 25 de ani în sus. Scade. Așa este. E dovedit științific. A scăpat chiar și o virgulă, dacă o scapă, nu mai ai sensul adevărat, da, nu mai ai al acea... frazei. Exact, și fluiditatea și povestea pe care vrei să o spui de, da. Se pierde din esență. Ce mă deranjează foarte mult este și modul în care se vorbește în mass media vorbită, radio și televiziune. Da, da. Din păcate, nu mai rostim corect în limba română. Punem accentul greșit pe prima silabă în cuvânt. Vorbeați de perioada în care ați fost profesor în facultatea de teatru. Credeți că oamenii care au ieșit de pe băncile facultăților în ultimii 2-3 ani și au ajuns în teatru independent pot să facă la fel teatru așa cum se face, de exemplu, cum este Teatrul Evreiesc de Stat? Da, sigur, teatru se poate face în orice. Sigur, eu rămân fidel scenei italiene, aceste scene. Dar, sigur, am văzut foarte mult teatru independent în orice spațiu. E fenomenal că se poate juca teatru oriunde. Da, de asta v-am și întrebat, pentru că aveam nevoie de o părere. Dacă îl faci cu adevărat, dacă îl faci cu pasiune, dacă îl faci cu credință... Și cu trăire și cu... Sigur că da. Tot ce înseamnă tu. Îl faci oriunde. Nu există un spațiu delimitat numai teatrul de stat. Nu. Da, da, da. Teatrul de stat are un repertoriu, este teatru de repertoriu, este foarte bine că există teatre de stat cu repertoriu. Pentru că dacă nu ar exista asta... N-ar mai exista un echilibru. Sigur că da. Și este foarte important să existe un echilibru. Și ce este important într-un teatru de stat? Actorii sunt la oaltă de ani și ani de zile. Și se cunosc și lucrează bine cu alții. Sigur că pot să am un partener pe care îl cunosc abia acum. Mm-hmm. Sigur că da. Dar altceva este să joci cu un partener cu care te-ai obișnuit, cu care ai anumite relații.
pe care îl cunoști. O cunoști și în afara scenei și cam știi cum este omul respectiv. Dar teatrul se poate face oriunde. Vă mulțumesc pentru că mi-ați încă o dată mi-ați întărit și mie această părere. Vreau să vorbim puțin despre teatrul radiofonic, pentru că știu că sunteți unul dintre actorii care apare foarte des pe afișele spectacolului de teatru radiofonic. Și mai bine zis, am apărut. Ați apărut. Am apărut foarte des. Ați apărut foarte des și e un păcat. Din punctul meu de vedere, sincer, este foarte păcat. Da. Este mare păcat. Dar vreau să vorbim de experiența asta, pentru că nu toată lumea, mulți dintre cei care se uită la noi, merg la teatru, văd spectacole de teatru, dar poate uneori nu-și dau seama că este mult mai greu să joci, să faci teatru radiofonic. Stimați domn, eu m-am îndrăgostit de teatru ascultând teatru radiofonic. Și eu la fel. Da, teatru radiofonic. Teatru radiofonic, mi se pare, dacă țin bine minte, se difuza de două ori pe săptămână la ora 8 seara, parcă 8 seara, nu mai țin minte, sau 7 jumătate seara, e, alergam de afară într-un suflet să dau drumul la aparatul la transistor. Aparatul de radio cu ochi magic. Și mi închipuiam. E fenomenal pentru ascultătorul de radio să asculte și să-și închipuie, își imaginează personajele, își imaginează scenografia, unde are loc acțiunea, își imaginează fața, își imaginează expresia mâinii, expresia corpului, își imaginează tot, doar datorită cui? Datorită vocii. E, aici este foarte important. Actorul de teatru radiofonic trebuie să dea naștere personajului doar prin voce. De ce vă spuneam că este foarte importantă vorbirea? Exact despre asta. Aici am ajuns la punctul ăsta. Vreau să vorbim despre față de actorul de cinema. Acolo putem să spunem că avantajul ar fi, și sper să nu greșesc când spun asta, acolo avantajul ar fi că poate să tragă mai multe duble și să iasă până la urmă momentul care trebuie să-i... A, și la radio putem trage de mai multe ori aceeași scenă. Dar, în general, iese din prima. Iese din prima, aici că se facem citirea textului, niște repetiții înainte și după aceea. Cu ani în urmă se făceau cam 2-3 zile de repetiție pentru un spectacol de teatru radiofonic. Da. Și cum a fost experiența asta pentru dumneavoastră? Frumoasă, că știu că și acolo ați avut o groază de parteneri deosebiți ai scenei românești. Ce să vă spun? Mă întâlneam chiar, uite, mi-a rămas în memorie lucrul ăsta. Ziceam și eu, hai domnule, să fiu și eu odată primul la ora 8 la radio. Ei, nu reușeam niciodată să ajung primul. Cine credeți că era primul? Stătea pe bancă frumos la ușa de la intrarea în studio. George Constantin. Un alt greu al teatrului românesc și al cinematografiei românești. Fenomenal, fenomenal actor. Cum putea să dea naștere unui personaj din voce. Da. Excepțional, excepțional. Codrescu, alt mare actor. Țin minte că am fost de curând la o locație în București, un eveniment în care maestru Codrescu a fost invitat și s-a dat un paragraf dintr-un spectacol, apropo de Shakespeare, că tot vorbeam mai devreme de Shakespeare. N-a fost nevoie decât să închid ochii, apropo de ce vorbeam, și să-mi imaginez tot ce se întâmplă de la punctul zero până la final. Da. Același lucru mi se întâmplă de fiecare dată și la modul sincer vă spuneam și înainte să începem interviul, de fiecare dată când ascult piese de teatru cu dumneavoastră și mă bucur foarte tare că stăm de vorbă. Spectacole de teatru radiofonic. Da. Cu dumneavoastră și cu George Constantin, cu maestru Codrescu, ați fost acolo un nucleu care ați realizat niște spectacole. Albulescu, doamne, deci ce spectacole au fost. Spectacolul teatru radiofonic și foarte mulți colegi din generația mea. Da, a fost un fenomen tot ce s-a întâmplat cu teatrul radiofonic. Mihai din Vale, da. Și încă continuă, să știți, încă înregistrăm și merge și în continuare teatrul radiofonic. Mă bucur foarte tare că nu s-a renunțat, pentru că este Ar fi o greșeală să renunțăm la teatrul radiofonic. S-a renunțat ușor, de asta aici e o altă problemă și mie îmi pare foarte rău. Știți că la un moment dat, după anii 90, când am intrat în așa zisa democrație, au revenit niște spectacole de teatru la televiziune.
Din păcate, la televiziunea națională vorbim, din păcate, da, iată că din ce în ce mai rar. Și întrebarea este simplă. De ce? Ei, întrebarea asta trebuie adresată diriguitorilor televiziunii naționale. Dar am impresia că a început să miște în acest sens. Cred că se mai imprimă spectacole la teatru. Care este următorul proiect în care vă va vedea telespectatorul cu lart? Pe dumneavoastră și pe toți colegii? Eu joc în destul de multe spectacole ale teatrului evreiesc. Următorul proiect, se pare, am văzut noua distribuție afișată pe avizierul teatrului, în care voi juca rabinul în Scripcarul pe acoperiș. Un spectacol care va fi pus în curând în scenă, în curând în scenă de către un tânăr regizor, Andrei Munteanu. Am înțeles. Aș vrea să vă rog ceva. Un simplu mesaj către cei care vă văd pe scena Teatrului Evreiesc, care vă ascultă la radio și care se uită acum la noi. Ce ar trebui să facă? Care mă văd la radio și mă ascultă, ascultă la televizor. Exact. Ce ar trebui să facă cât să vină mai aproape de dumneavoastră de teatru, în primul rând? Nu, n-ar trebui să facă nimic. Ar trebui să facă ceea ce au făcut chiar și până acum. Publicul iubește teatrul. Noi facem parte, noi actorii, din acest excepțional templu, Teatrul Evreiesc de Stat, facem parte din teatrul românesc. Da, și nu greșesc. Iubiți teatrul, dragii mei, iubiți cum l-ați iubit și până acum. Știm. Știm că faceți parte dumneavoastră, spectatorii, din familia noastră. Vă iubim și vă invităm la teatru, la teatrul nostru, unde jucăm preponderent spectacole în limba idiș, care sunt titrate pe niște ecrane, și spectacole în limba română. Jucăm aproape toate spectacolele cu casa închisă. Maestre, eu vă mulțumesc mult de tot pentru aceste câteva minute de stat împreună. Să vă ajute Dumnezeu, cum spuneam și la început, cât mai multe ore pe scândura Teatrului Evreiesc de Stat. Și să ne vedem la următoarea premieră, în care v-aș dori cel mai important rol al vieții dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult. Cu mare drag. Au fost multe roluri importante. Știu. Și de asta zic că ar merita să mai vină încă unul foarte important. Mulțumesc. Dragi telespectatori, dragi prieteni, iată că, așa cum spunea și maestrul Călugărița, este un templu al culturii, este un templu clădit de un om cu care ar trebui să ne mândrim, despre care s-ar putea să știți și voi foarte puține lucruri, dar este important că ați auzit.